PC Garage te echipează pentru orice procesor plus orice placă de bază plus orice placă video, primești cadou o carcasă premium. Salutare oameni buni și ne-am regăsit la un nou mini episod în care jucăm 60 Parsecs, care este noul 60 Seconds și pentru că eu am fost campion păsate la 60 Seconds, sunt sigur că jocul ăsta o să fie foarte simplu, foarte șmecher, foarte ușor de jucat pentru un geniu geniu nemalefic, sunt un geniu extrem de nemalefic și sunt și drăguț, nu-i așa? Vă rog, dați-mi like-uri, viața mea e tristă. Nu uitați să verificați link-ul din descriere către G2A și mă puteți urmări pe Instagram. Nu știu exact cum se joacă jocul ăsta, ce se întâmplă. Un calculator și apoi ceva chestie cu butoane și cu rotițe, da, foarte interesant. Language English, da, totul pare să fie ok, next. Pick an Astro Citizen cadet. Ok, putem să o luăm pe Didi. Oh, asta e sora lui Dexter, frate. Mamă, săraca de ea cum a ajuns. Sau putem să luăm pe Emmet. Thinking. Hai să o luăm pe Didi, frate. Pe Didi, pentru că mie mi-a plăcut laboratorul lui Dexter când eram mic. Alertă! Apocalipsă nucleară iminentă, executăm ordin 1961. A, ce an bun, frate, mamă, cele mai bune vinuri s-au făcut atunci. New protocol, bun, nu mă interesează, next. Ce trebuie să facem? Supă? A, păi simplu, frate, că știm că supa e... În ce an ne aflăm? În ce an ne aflăm și ce trebuie să... Oh, Lord! Uite, mă, sunt aici și cred că o să înceapă apocalipsa imediat. Trebuie să iau chestii utile. A, uite, o chestie utilă. O, Doamne, mai multă supă. Păi, ia. Supa aia nu pot lua. Ce fac eu aici? Oh, probabil. De ce nu e niciun timer? Hei, te-ai gândit că ar fi un timer sau ceva? Ok, niște roboți, niște... okay. Ești ok? Nu te pot... Ce pot să fac aici? Am luat o supă și am dus-o acolo și atât. Oh, Doamne Lord! Hai bă că ești bărbat! E bine, ce e drept și eu par foarte speriat. Nu-ți mai mânca unghiile! De ce toate chestiile astea de pe aici merg mutate? Nu e nimic bătut în cui... Oh! Ok, asta e foarte interesant. Hai să vedem ce găsim pe aici. Ok, am găsit un medkit. Oh, yes, un medkit. De ce pot să iau numai unele chestii care sunt cu verde? Am o misiune, find the handbook. Ok, deci nu e limită de timp și trebuie să găsesc handbook-ul care se află, uite, fix aici. Știam eu. Head back to the escape shuttle. Find some crafting resources. Oh, avem niște misiuni pe care trebuie să... Am înțeles. Cred că ca să ne învețe să jucăm jocul ăsta, băie, dar eu n-am... Mamă, ce repede fug! Ok, trebuie să găsim crafting resources. Ce sunt alea crafting resource? Ah, uite, asta e crafting resource. Put them in your escape shuttle. Ok, o să mă duc să pun aici, na, bun. Find a crewmate, ok. Ia să alegem crewmate-ul, ia să vedem, ăsta e blocat. O să luăm pe Emmet și o să-l aruncăm acilea să sperăm că nu-și rupe capul și alertă. Ok, alertă să ce? Oh, Doamne, pot să iau alte chestii? Ok, nu pot să iau nimic. Da. Oh, Doamne! Aaaa! N-am apucat să citesc lopată. Oh, Lord, avem ceva de luat de aici. O supă, yes, ok. Oh my god, sub facecam-ul meu se află aia de timp, firar să fie, oameni bunite, că nu m-am gândit la chestia asta. Hai să luăm tot ce putem. Ok, am luat o vacă... Ce? Am luat o vacă de aur cu dita mai ugeru. Ok, am mai luat mâncare. Bă, da, apă nu avem. Am luat un... Ok, ne descurcăm bine, cred. Bun, luăm mai multă mâncare. Ia să vedem aici, mai era ceva. Mai multă mâncare. Auzi, e supă, deci te și hidratează, deci n-ai nevoie de... Oh my god, ce-i cu melodia asta atât de zgomotoasă? O să iau asta, o să-i... Ah, firar. O să pun acolo. Oh-oh. O mască de gaze! Am văzut o mască de gaze! N-am luat tot echipajul, dar nu are importanță. Nu vă mai aud bine din cauza melodiei care e foarte... Firar! It was a mi... Wait, stai?
Ce? Ce asta a fost un test? Oh Lord! Vreau să sar aici. Vreau să merg și eu. Ce? Mai am încă șa... Oh Lord! Oh Lord, trebuie să încercăm din nou, pe bune? Oh no, ok, ok, adună tot ce vezi pe aici și adună. Adună. To the shuttle. Avem doi membri ai echipajului. Ok, avem foarte... Ce membru al echipajului era ăla? Ok, am luat vaca cu fugerul de aur din nou și niște supă. Dude, eram atât de aproape să scăpăm data trecută, dar s-au întâmplat niște buguri vizuale din câte ați putut vedea și... Ok, îl luăm pe ăsta. Oh, pe bune, valorează 3 spații! Fir ar să fie! La, pune asta aici. Oh, masca de gaze! Yes! Nu mai pot să iau nimic de acolo. Și aia este. Hai să vedem. Să sperăm că avem nevoie. Mamă, dar ce tumbă am făcut în... Oh, Doamne, iartă-mă. Am scăpat! Dude, e atât de ciudat. Ce e drept. Și la 60 seconds ai nevoie de foarte multe run-uri ca să încerci să iei toate itemele necesare. Aici nu știu exact care sunt itemele necesare. Știu că am luat o mască de gaze, oameni buni, deci ne putem probabil duce afară din rachetă să adunăm resurse. Oare ne atacă extraterestri? Ziua cu numărul 1. Hei, suntem 3 și avem un artefact, ceea ce e foarte util. Avem un comunicator, avem... ok, avem o chestie bună. Ăsta e un first aid kit, avem un first... Mamă, avem o grămadă de chestii. Și mâncare cât avem? Supă? 9. Avem 9 de-astea de supă. Crafting unavailable. De ce? Pentru că am luat toate alea de crafting. Cum adică? Ok, avem... Expeditron X100. System is locked right now. Ok, am înțeles. Deci nu putem să mergem în expediție. Ok. Cosmos 101. Aia ce era? Un fel de rangă sau ceva? Sau era pentru lopată? Unde țin eu a... E facecam-ul meu acolo. Nu contează. Dar puteți să vedeți. Cred că acolo și-a intrat o rangă sau o lopată pe care noi n-am luat-o. Bun, hai să apăsăm aici să vedem. Captain, this is the first day of your command and este să le voyage inspiring speeches in order. Ce, eu? Eu vrei să... Oh, Doamne, ok. Trebuie să alegem ce fel de de discurs să avem. Un discurs inteligent? Un discurs agil? Ce? Cum adică? Ok, un discurs puternic. Și lumea nu pare să fie foarte impresionată. Rationing details. Oh, Lord, Isuse. Wow. Ce e... șoseta aia acolo, așa? Ok. End day. Oh. Dacă vrei să le dai... Am înțeles, dacă vrei să le dai mâncare sau... Aha. Uite, poți să... Ce? Mănânci o întreagă canistră de supă? Deci hunger, ok. Health și sanity. Ok, când îi se duce sanitatea, trebuie să facem ceva cu mănușa, aparent. Și health e ok. Să sperăm că nu o să fie nevoie... Ce-a pus pe bifă? Shovel! Nu m-am luat shovel! Înseamnă că acolo și-a în partea de stânga... Dreapta sus, firar. În dreapta sus era altceva. Ok. Păi asta e prima zi, hai să dăm end day. Să vedem ce se întâmplă mâine. Ziua cu numărul 2. Ok, deocamdată ne descurcăm. Foarte bine. Un capitan puternic este de ce are nevoie acest echipaj, cred. Habar n-am. E greu să vă traduc în română pentru că sunt autist. Ce e asta? Report. Goals. Oh. Avem niște goals, avem... uite, ăsta sunt eu. Sunt mediu de inteligent. Cum adică? Sunt foarte inteligent. Am 1000 IQ, să fim serioși. Ziua cu număr... Oh, putem să vedem diferitele stări, cred că, în diferite zile. Bun, păi asta e acolo și de acolo, de pe undeva, putem să... Oh! Trebuie să luăm niște decizii aici, prima dată, înainte să... Ok.
Totul pare să fie ok până aici, ok. Ia să vedem ce scrie aici. Deci așa, bun. Too bad your display of power has limited to shouting random things like this is a stick up and salty cheese. Pe bune? Nu așa fac... Oh my god, e bine asta, nu e bine. Bun, am făcut asta, ia să vedem. Is it important to keep yourself in the camp? Ce trebuie să facem? We will perform the routine supply check. The only requirement is simple mathematics. I realize... Ce? Ce trebuie să... De ce am alege pe unul de... Stai ok. Hunger, health, sanity, moral. Dintr-o dată ai și moral. A, pentru că eu sunt liderul, cum ar veni. Ce? Caffeinated. Ok, că beau cafea. Iar ăștia par să fie ok. De ce? A, când ai mișcat mouse-ul acolo unde are el spațiu, unde nu ține mâna, nu ți arată. Wow, ok, jocul ăsta este foarte, foarte bine gândit. Bun. Deci... Ha! E? Ha! Aha! Ha! Ok, bun, ia să vedem. Ce am putea să facem aici? Păi, toată lumea e ok. Hai să o alegem pe asta și să dăm ok. Pentru că nu știu exact ce se întâmplă și ce vrea de la mine. Sper că nu am consumat mâncare, pentru că toată lumea părea să fie foarte ok. Good news, Captain, is... Oh! Yes! Stai o secundă. Uh-oh. Cred că am pierdut niște mâncare. Am pierdut niște mâncare, dar nu știu de ce. Ok, am pierdut niște mâncare, dar am găsit două. Nu e atât de rău. Ia să vedem. Captain's goal. 7 successful attribute decision of any type. Find an appropriate landing spot. Cum facem chestia asta, oare? Ia să vedem. Captain, the crafting module in the back of the cabin has been activated. Oh! Putem să craftăm chestii. Items to craft. Ne consumă ceva? Lighter. Avem un lighter? Sau tape sau supă? Recycle? Oh, putem să reciclăm chestii astfel încât să facem... Ah, diferite materiale. Ok, păi noi în momentul ăsta avem ceva materiale. Avem materiale, avem câte 40 de fiecare upgrade. Putem să upgradăm artefactul, dar ce face artefactul? Comunicator, mască, ok, sistem. Putem să upgradăm sistemul ăsta și ne ia energie. Nu vreau să fac asta, vreau să craftez... Ia să vedem. Deci avem pietre de astea, avem 40, vezi că scrie acolo, da? Și avem și asta și avem și asta. Hai să craftăm un lighter, pentru că de ce nu? O să dureze aparent puțin până când îl craftăm și nu știm exact la ce îl vom folosi, dar... bine, hunger ok, toată lumea e ok. Ok, deci putem să terminăm ziua. E foarte ciudat. Totul e atât de ciudat. Sunt niște chestii atât de complicate. Ok, start. Bun. Și uite, am terminat de craftat o de asta, o brichetă. Deci asta e bine. Asfara, keep the shuttle in artificial. Ok. The benefit is that you can store anything anywhere. The downside is harder to move around. Practice is mandatory, but... But is more than one person knows than yes. Who wants to... Who you want to test? Who you want to test? Păi... Are vreo importanță pe cine testăm zero gravitația? O să testăm pe ăsta, pe Tom Thompson, pentru că de ce nu? Cât despre hunger, toată lumea pare să fie ok. Deci... bănuiesc că mergem la ziua următoare sau am putea să mai craftăm ceva. Hai să craftăm un tape, pentru că de ce nu? Poate o să ne fie util. Am dat Biffle să crafteze, nu? Nu? Am dat. Ok, cred că am dat. Bun. Ziua următoare.
Ziua cu numărul 5. Sunt curios ce se poate întâmpla. Ce poate să meargă prost? Oh my god! Nu cred! Am testat pe el gravitația 0 și ne-a stricat și artefactul, ne-a stricat masca de gaze și ne-a stricat și bricheta pe care tocmai am craftat-o. Vreau să mori! Nu în chinuri, să mori... fără să suferi dintr-o dată așa și atac de curt. Asta sună rău, oricum ar fi. Bun, o să dăm supă la toată lumea astăzi, pentru că le este foame. Ia să vedem. Oh, no, captain, one of the sort of... Ziceam, ne chinu bine. Oh, doamne. Ne întreabă așa, dacă ne vom folosi creierii sau forța brută pentru a rezolva problema, pentru că unul dintre dulapuri s-a blocat. Și nu putem să-l deschidem și trebuie să-l deschidem. Hai să folosim inteligența. Oh, Lord, stai o secundă. Eu am inteligență average. Cum adică? Asta s-ar putea să nu fie foarte ok. Ia să vedem. Didi, bla bla bla. Oh, uite mă! Emmet are inteligență briliantă aparent, iar ăsta e clever. Ok, nu știu dacă clever e mai bine decât... Ok. Păi stai că nu înțeleg, cine mai exact o să încerce să desfacă dulapul? Pentru că dacă folosim inteligența și se ocupă Emmet, o să fim ok. Dar dacă folosim forța brută și se ocupă Emmet, păi nu e bine că ăsta, uite, e slăbănog. Deci o să dăm pe ziua următoare, o să vedem ce se întâmplă. Sunt chiar foarte curios. Ziua cu numărul 6, oameni buni. Ok, eu zic că ne descurcăm foarte bine și... Am mai pierdut mâncare, ce?! Oh my god! Firar să fie! Toate lucrurile merg atât de prost! Vă este foame! V-am dat ieri de mâncare! Ok. Tu să-mi dezamă... Ce? Trebuie să folosim unul din itemele astea ca să reparăm ceva. Ok, îmi lipsește un levier aparent. Hai să folosim shovel-ul. Pentru că folosim shovel-ul pe post de levier, nu-i așa? Hai să vedem ce se întâmplă mâine. Le-am dat și de mâncare. Dacă tot sunt hungry, îmi bat piciorul în el de joc, că le-am dat de mâncare și nu mai am... Hei, am făcut... Oh, am făcut rost de niște mâncare. Bun. Păi, you are no longer hungry. Ce? V-am dat de mâncare ieri. Oh my god! Space travel can be done by Bun. Aparent, ăștia vor să facă un joc, pentru că s-au plictisit. Jocul tău are nevoie de o mecanică de bază care s-ar putea să se învârtă în jurul unui item. Fii creativ. Ce fel de game vei designui? Design! Nu știu exact în română dacă tot design să zice. Shovel sau lighter? Păi lighterul nostru este damage, deci nu cred că ar trebui să folosim lighterul, ar trebui să folosim shovel-ul. Pentru că shovel-ul avem, nu? Adică bănuiesc chiar ăștia doi încă vor mâncare. O să vă dau mâncare, dar nu-mi place cum merge treaba. Rămânem fără mâncare atât de repede că le dăm ăstora și ăștia sunt în continuare înfometați. Ok, foarte interesant, aparent am făcut un joc, dar asta nu are nicio importanță, aparent. Ia să vedem, ce altă decizie trebuie să luăm aici? Atenția ta e necesară, capitane. Transmission, oh, doamne! A new type of Soviet encryption, iară sovieții, mă! You need to decipher the signal as soon as possible. Oh! Ok! Pe cine vrei să pui să monitorizeze semnalele și comunicațiile? Bun, îl punem pe ăsta pentru că ăsta este briliant, este foarte deștept, da?
Îl punem pe ăsta și o să mergem la ziua următoare. El are inteligență briliantă, deci practic el o să se descurce. Dacă ne puneam pe noi capitanul, cred că nu ne descurcam. First contact? Oh my god! Capitane, trebuie să vezi asta. Bun, AI, like. We are not alone in this universe, we are finally decrypted in the alien transmission. Oh, sunt extraterestri! Oh, se pare că sunt, se pare că e un număr de creaturi inteligente în civilizații, în galaxie, coming from everywhere. Oh! Ok, deci aparent vom găsi extraterestri. Oh my god, firar, aparent am suferit o coleziune cu un asteroid, adică, ce? Tocmai se întâmplase ceva mișto și descifraze un cod șmecher de extraterestri și dintr-o dată ne-a lovit asteroidul, acum, na, a s-a caput. Ok, scutul nostru solar este așa, bun. How will you proceed? Ok, trebuie să reparăm scuturile solare. O facem cu agilitate sau cu putere? Ce importanță are? Cu agilitate, cu putere, cu putere, habar n-am, am ales și eu la întâmplare. Nu știu chestiile astea, chiar nu știu dacă contează de echipa ta, de ce de ăștia. Yes! Oh, nice, ok, am reușit să reparăm scutul solar, bun. You not only did you not die, you also gonna take a slow exhausted speaker. Oh, nice, ok. Sunteți ok, dar problema e că nu mai avem... Oh, am uitat să craftăm mâncare, dude. Hai să punem să craftăm mâncare și să vedem aici ce se întâmplă. Levelul de oxigen scade, avem, da, defecțiuni la filtru de bla bla bla. Ia să vedem. I don't know who named it and cannot rule out sabotaj? Cine ar sabota chestia asta? Cine ar vrea să murim cu toții? Mă rog. You can reach Moscow from zero G between hall and outer deck. Stai, ce? Cine să repare chestia aia? Să-l trimitem pe ăsta care este... Unde avem, frate, informații despre ei? Aici. Să-l trimitem pe ăsta care este... Agilitate. Ok, adică e mediu la agilitate și e fit la putere. Adică nu e chiar foarte puternic, dar e bine făcut, deci ok. În spațiu ai nevoie de un pic de putere, da? Dar... Ok, o să-l trimitem pe ăsta, să sperăm că avem dreptate și că... Iar noi cadetul... Unde e agilitate? Limbă! Oh my god, sunt super prost de... Cred? Limber. Ce înseamnă limber? Nu știu ce înseamnă limber. Adică e de bine sau e de rău la agilitate? Și am inteligență medie și putere medie. Probabil sunt agil pentru că sunt o fată și sunt foarte, foarte subțirică și probabil că sunt agilă, nu? Adică probabil e de bine. Ia să vedem. Pam, 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 pam. Asta, până la urmă, ce e, mă? E un... E cadet? E capitan? Cred că e capitan ăsta. Bun. Wait. Ok, n-am craftat încă mâncarea pentru că probabil n-am... Ok, hai să terminăm ziua, să vedem dacă ăla reușește să repare nu știu ce oxigen sau murim cu toții. Oh! Obscene hand drawing of an American and Soviet. Oh, doamne. Ce? Cum adică sacrificiul lui nu a fost în van? Ce sacrificiu e aici? Oh. Zice că i-au murit multe celule craniene în...
Nu înțeleg ce i s-a întâmplat, dar el e încă în viață, adică, oh my god, este timpul să mai craftăm mâncare. Și cred că ar trebui să mergem să facem niște scrap. Items to upgrade, recycle. Oh, ok, ok, hai să reciclăm ăsta. Oh my god, îmi dau seama de o chestie. Cred că în fiecare zi ar fi trebuit să reciclăm iteme și să facem mâncare din ele. Oh, minunat. Să omorâm gândacii sau să-i lăsăm în pace? Aparent am găsit niște gândaci. Hai să-i omorâm. Nu, nu, mai bine îi omorâm. Nu știu, nu cred că e o idee bună să îi lăsăm în pace. Hai să-ți dăm de mâncare ție și să tragem maneta pentru ziua următoare. Ziua cu numărul 12. Da, uite, asta se întâmplă când... Ok, când nu ești încă învățat cu jocul. Eu cred că trebuia să... System, 25 de... Oh, durează 2 zile să craftăm. Oh, nu e bine. Of, of, of. Ok, și craft, o să pun să craftez... O să reciclez ce? Lighter-ul că e stricat. Ok, ok, dăm ochii aici. Și stai așa, putem să punem să și crafteze în aceeași zi? Probabil? Ia zi-mi ce zice aici. Stai o secundă. Ce s-a întâmplat cu gândacii? Oh my god! Am pierdut mâncare! De ce e jocul ăsta atât de greu? Ok. Ok. It's an asteroid and fascinating mega. We broke up, so it serve well to produce energy. Hai să folosim forța pentru a sparge ceva asteroid, că poate facem rost de mai multe materii prime pentru a crafta chestii. Și cred că cu aia de crafting poți să faci doar o singură chestie odată, chiar dacă sunt din arii diferite chestiile alea. Hei, ni s-a stricat lopata, am făcut rost de niște mâncare din asteroidul ăla. Haide să... That's ok. Hai să craftăm mâncare. Iar în rest, cred că nu avem ce să facem decât să mai dăm de mâncare cuiva. Uite, cred că ție o să dăm de mâncare pentru că ești șef aici. There's nothing to report. Oh, Doamne, ce? Uh-oh. Ok, lucrurile s-ar putea să o ia la vale pentru că aparent s-ar putea să nebunim și nu avem păpușa aia ca să ne prefacem că... Deci o să folosim cartea. Oh, Lord! Lucrurile nu arată prea bine. Hei, am făcut rost de niște mâncare. Crafting din nou și din nou mâncare. Spune-mi că numai... Oh, no! Starving! Ok, îmi pare rău, veți da ortopopii amândoi, băieți. Iar eu voi rămâne singur aici și voi da și eu ortopopii la un moment dat. Doamne. Oh, Doamne. It's a small rocky planet with no organic life forms and there's a lot of movement. Ce? Deci nu sunt chestii organice, nu e viață organică pe planetă, dar sunt chestii care se mișcă. Oh, Doamne. Ce se întâmplă? Stai așa. Dacă vrei să aterizezi pe această planetă în siguranță, va trebui să repari... Da, desigur că iară e stricat ceva. La sistemul de direcție. Oh, and you will have to do it before we float away from the planet. Hurry. Ok, o să folosim cartea pentru a repara chestia asta și să sperăm că o să funcționeze. O să mai... Știi ce? O să reciclăm... Nu o să reciclăm, n-avem nevoie de reciclat deocamdată, avem nevoie de craftat mai multă mâncare. Deci am selectat cartea, hai să vedem dacă reușim să facem ceva. Suntem la ziua cu numărul 15? Uh-oh! Am crezut că e game over, ce s-a întâmplat? Oh my god, și ne-am prăbușit! A strange new world? Oh, Doamne, și sunt extraterestri roboți aici, sunt sigur. Auzi, știi ce o să-ți dau de mâncare?
Știi ce o să-ți dau de mâncare ție, că tu ești foarte inteligent și poate o să am nevoie de tine. Haide să reciclăm câteva chestii, cum ar fi lighterul. Lighterul nu avem nevoie de el și... De fapt, stai, ce? Ne-ar da niște de-astea chimice și cu astea chimice ce facem, craftăm mâncare. Ok, știi ce? Hai să upgradăm... Spacesuit? Oh, lord! Navigation system, crafting module sau spacesuit. Și ce o să upgradăm spacesuit-ul, pentru că vom putea să ieșim afară în expediții. Oh, asta ar fi super mișto. Ok. Back in the cabin is not available if you want to survive. Nice, 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 nice. Ce? Expedition. The expedition is back in the cabin is not... Ce? Păi nu e available. Ok, poate de mâine o să fie available. Starving și am pus să-ți deam de mâncare. Da, deci ziua următoare, cred că mâine. De fapt, știi ce? Putem să mergem poimin mai bine ca să avem nou de-asta upgradat. Oh, lord. Oare să-l trimitem pe ăsta? E foame totuși și nu e foarte puternic. Stai, ce? Stai, ce se întâmplă? Stai. Am citit așa, am trecut cu vederea peste chestia asta și n-am înțeles nimic. Deci, aparent detectăm ceva tensiune mentală care crește. Așa... Ok, invite someone, but of course the more the merrier, I guess. How about we invite someone new? Hey, captain, someone you don't know. Stai, ce? Masca de gaze e în regulă. Unde e masca de gaze? Oh, e stricată. Ok, o să invităm masca de gaze la petrecere, aparent. System unavailable. Oh, poate pentru că ăsta e stricat? Sunt curios ce o să se întâmple cu masca de gaze. Și de ce nu putem să mergem încă în expediție? Ok, masca nu a supraviețuit. Oh my god, ăia sunt gândaci. The Petersons. Minunat, avem gândaci. Alert, starving, hungry. Ce se întâmplă aici? Ai terminat de craftat? No resources, ok. Hai să mai craftăm niște supă să avem. Și cred că ar trebui să-ți dăm și ție supă, pentru că cred că o să reușim să te scăpăm de moarte. Destination, character, ok. Select destination, tourist village sau tourist information. Ok, tourist information. Chances for energie, hazards, iarbă și durată 2 zile. Ok, dăm ok, caracter. O să te trimitem pe tine. Și o să te punem să... Wait, astea sunt... Ce sunt astea? Cu minus sunt? Nu-mi pasă, te trimitem, să vedem. Putem să-l trimitem cu echipament. Upgrade spacesuit. Hey! Ce s-a întâmplat cu upgrade-ul pe care l-am făcut la spacesuit, ok? Am făcut un upgrade la space-ul, de ce zice că nu l-am? Nu știu, frate, jocul ăsta e atât de... Așa. Și am mers să iau din semnul de... Oh my god. Aparent gândacii fac prea multă gălăgie și trebuie să vorbim cu ei ca să tacă mai încet, dracu, să putem dormi. Deci o să facem chestia asta. Items to craft, crafting module, level 1. Oh, spacesuit, level 2? Oh, am înțeles cum vine chestia asta. Bun, deci am zis că mergem așa, te trimitem pe tine. Next, și o să te trimitem cu...
mâna goală? Probabil. Hai să vedem, hai să vedem. Hai să tragem maneta și să dăm de ziua următoare. Mamă, frate, episodul ăsta e atât de lung, mă descurc cât de cât bine. Ok, we approach the name of Pokemon. E patru de femeie, bă. Oh, Doamne, the kindly roach apologize for fools in the... Oh. Oh. Emmet moare de foame, deci va trebui să dăm mâncare. Eu sunt ok, sunt ok. I-am dat de mâncare lui ăla înainte să plece, sper că nu moare pe drum, că era cam hămesit de foame. Hai să reciclăm mai bine sau ce să facem? Putem să reciclăm mâncarea ca să facem rost de... Ok, upgrade. Putem să upgradăm comunicatorul. Păi, comunicatorul e reparat. Ăsta e comunicatorul, dar communication console-ul e stricat. Da, nu știu exact ce înseamnă asta. Hai să putem... Oh, putem să reparăm câteva lucruri, dar nu ne interesează deocamdată. Hai să upgradăm... Nu, hai să reciclăm lighter-ul. Cred că nu o să ne trebuiască. Și trebuie să luăm și o de asta, o decizie. There's a hollow... Hollow panels. Oh! Cum să aflăm ce este dincolo de un panou pe care l-am descoperit? Cu putere sau cu agilitate? Cu putere. Hai să încercăm cu putere. Am mai încercat eu ceva de genul cu agilitate și nu prea a fost ok, din câte mi-aduc aminte. Deci, da. Putere să fie. Am zis agilitate? Ok. Am stricat aia, am făcut rost de niște de-asta. Emmet e înfometat, deci o să-ți dăm niște mâncare, Emmet. Tu pari să fii ok. Avem de craftat mâncare pentru mâine. Ce decizie trebuie să... Stai, ce s-a întâmplat acolo până la urmă? Oh. Ok, Tom nu s-a întors încă. Apare n-am găsit nimic acolo, deci nu mai stau să citesc. Asta am dat ordin. I'll ask one of the locals about their customs. I have some ideas for explaining their culture. Wait. I have some ideas for explaining their culture to you. Ce? Pick something, Captain. And I'll share my new knowledge using the item focus point. Putem să oferim un fel de item cuiva care locuiește pe planeta asta? Cine locuiește pe planeta asta? Și de ce nu ieșim afară să vorbim cu ei? Comunicatorul. O să le dăm comunicatorul pentru... Dar dacă ne trebuie comunicatorul, first kit, 8 kit-ul s-ar putea să ne folosească. Am putea să le dăm niște mâncare, dar dacă mâncarea noastră nu e bună pentru ei, că sunt roboți, comunicatorul o să-i lăsăm. O să-l lăsăm să dea un comunicator ca să... Te rog, întoarce-te înapoi. Oh my god, nu s-a întors încă? Oh! The Binary Rhapsody. Yo, ne-au dat energie! Ok, asta nu e rău, nu e rău. Putem să mai facem ceva. Oh my god. Ia să vedem. Putem să craftăm sau putem să facem niște upgrade-uri la sistem. Ok, o să upgradăm ăsta. We're unable to detect machine, unfortunately the communication has been damaged during the landing and... Can we... Oh, Doamne! Sigur, de ce? Nu știu ce se întâmplă acolo, dar vor să folosească telefonul la ceva. Unde-i ăla pe care l-am trimis în expediție și i-a mai dat și o de-aia de supă înainte să plece, ha? S-a întors! Și nu mai vă... Oh, my God! A adus energie și noi am stricat telefonul. Pe bune și mâncarea? Știi ce? Poți să te duci hungry, weak, tired. Oh, Doamne, loyal. Emmet e loyal. Ok, ne este foame, deci o să-ți dăm ție de mâncare și ție de mâncare. Asta ce zice? Stai, să trebuie să facem niște... now upgrading. Mai durează, ok. We are experienced minor internal infringement with the communication. In other words, you're completely deaf and blind. I cannot pinpoint the...
Oh my god, e o bombă! Nu avem nici armură și nici pistol. Deci nu putem să facem nimic legat de bombă, aparent. Deci hai să vedem dacă... E game over? Ziua 22. Oh lord. We saw in front of the economy which was about to explode, just folded your Uranus, my processor froze for a second and was highly analogical. She said it. Ce? Aparent n-a explodat! Nice! Am terminat de upgradat crafting module-ul și acum cred că putem să craftăm mai... Oh! Putem să craftăm mai multe chestii. Atomic battery. Știi care e problema? Nu mai avem mâncare. Deci o să craftăm mâncare. Uite, stai o secundă. Ah, nu, am avut o impresie că sunt două de astea de supă. Nu, nu, nu. Ok, hungry. Hungry, hungry. Unul dintre voi sau poate chiar doi... Da, da, va fi rău dacă... O să muriți, dar asta trebuie să se întâmple. You must spin the torch. Oh my god. Emmet is idle. You want to ask him to... Sigur, de ce nu îl punem pe Emmet să se ocupe? Trebuie să învârtă ceva de exact 98 de ori pe minut sau ceva. Habar n-am, frate. Dar sper că s-a descurcat. Oh, nice. The coolant flow. Nice. Pentru că este deștept și s-a descurcat de asta. Ok, avem mâncare pe care am craftat-o. Ne mai trebuie mâncare. N-avem resurse. Uf, ok. Îți trebuie de la chimice. Deci trebuie să reciclăm. Shovel-ul și tape-ul. Ok, shovel-ul și tape-ul pot fi reciclate pentru aia. Ia să vedem aici ce se întâmplă. One of the robotic denizens of the planet is eager to test himself against you, Captain. Oh my god. Oh no. A venit un robot și ne provoacă ori la... Să ne testăm forțele, ori inteligența. Iar eu nu sunt bun la niciunul dintre ele, deci practic... inteligența... Puterea? Hai să zicem puterea, pentru că nu știu cât de mare e robotul, dar clar e mai inteligent decât mine, cred. Probabil. Hai să-ți dăm de mâncare. Și ziua următoare, ziua cu numărul 24, oameni buni. Ziua cu numărul 24. Uh-oh. Unde e? Unde e capitanul? Ok, When you step aside, you notice the smallest uncommon door. You try to run back and look like an unlocked stand behind you. I need a moment to reopen the door for you, so you need to figure out a way to deal with the asteroid yourself. Hai să fim agili, pentru că dacă e vorba de capitan, capitanul era agil cât de cât. Gagica care nu știu ce a făcut, a ieșit afară probabil. Craftează, vrem să craftăm mâncare, da. Și am putea să mergem într-o nouă expediție. Avem la... avem un muzeu. Chances for hazards. Auzi, dar unde avem șansă de mâncare? Oh-oh. Păi nicăieri nu avem nicio șansă de mâncare, mă. Ok, chance for energie. Și aici avem niște chestii și pistol. Oh, mamă, dar asta o să dureze. Și nu prea avem pe cine să trimitem, că ăsta e deștept și avem nevoie de el. Iar ăsta moare mâine. Și nu cred că e bine să-l trimitem, că văd că la health e weak. Oh, nici măcar nu avem mâncare să-i dăm. Oh my god, lăsăm să moară. Ok, lasă că o să încercăm o expediție când se întoarce capitanul. Dacă se întoarce, ziua 25. Și unul dintre noi a murit. Ok. Definitely dodge and when the dust settle, confirm your one piece. Nice, ok, bun, deci am supraviețuit. Didi, Donkins, the caffeine alert, hungry,
O să-ți dăm de mâncare. Nu, știi ce? Stop. Nu, îți dăm. Stop! Scoate-i mâncarea. O să îi dăm mâncarea lui Emmet și îl trimitem în expediție. Oare unde? La library? Library. Îl trimitem la library. Și... ok. Și o să-l trimitem cu... fără nimic aparent. Du-te! Du-te învârtindu-te și te rog să te întorci bine. Ok. We miss an check with them. Something again. Seems idle. Is there anything... he should check. Ia verifică lopata, nu de alta, dar s-ar putea să o repari, nu? Și hai să... n-am pus să crafteze nimic, fir ar să fie. Mamă, sunt atât de multe chestii de care trebuie să-ți aduci aminte. Oh. Ok, deci nu a reparat lopata, am înțeles. Hai să craftăm. Ah, n-avem resurse. Trebuie să reciclăm ceva care ne oferă... shovel-ul să fie, na? Dacă n-ai reușit să-l repari. Geographical corner leading to a place not far from here. Ok, message also mentions you bring a sock packet. Ce? Trebuie să craftăm un sock puppet. Oh, Lord, și nu avem. N-avem un sock puppet, nu putem să răspundem. Nu avem o păpușă de-aia, de șosetă. Păi eu de unde să știu că am nevoie de o păpușă de șosetă ca să fiu salvat? Vreau să știu și eu. Stai, ce? A sweet old man looking like Charles Darwin is knocking your... Change your hand, it holds in an iron grip and won't let it go. With technology evolution stops. Soviet scientists in front of species to the so they create a mineral. Stai, ce? A venit un robot la noi, construit de sovietici, aparent. He claims it for your own good, ok. Defend yourself! Nu am cu ce să mă apăr! Hai să-l lăsăm să facă ce vrea pentru supraviețuirea speciei, probabil, la Barnam. Hai să vedem ce se întâmplă. Uneori durează foarte mult până ți-a apă... oh, no! A Darwinian predator droid held you in its grip. You cursed the weakness of a human body out loud and you tried to wrestle for free. The droid froze offended. The human body is not weak. It's the wonder of evolution. In a zealous internet speech about the evolution. Oh my god! Am scăpat cumva! Oh my god. Mor de foame, deci o să mănânc ceva. Ce se întâmplă aici? I told me to put on some music. Two robotic neighbors are arguing on the radio. Someone's mecha cow crossed the defense and ruined someone else's mecha flowers. Only... uh-oh. Haideți să alegem calea inteligentă pentru a încerca să împăcăm acei doi roboți, poate să ne dea ceva. De e atât de ciudat, am ajuns pe planetă și dintr-o dată, a, păi avem niște roboți. Oh, mamă, par să fiu super ok. Adică încă mi-e foame, dar par foarte fericită și, mamă, ce buze roșii am, ok. Sexy. Ia să vedem ce s-a întâmplat aici. Gen de ce drăguț. Ok, ne-au dat ceva, gift, că nu văd. All dusty syringe with organic medicine inside. Not sure. Ne-au dat o seringă cu ceva. Roboții, pentru că i-am ajutat să... ok. Bănuiesc că asta e ok. You found a couple of those stolen cans of soup in the dark and recording with someone. Nice, ok. Will you keep the cans? Da! Am găsit niște conserve cu supă, da?
Și zice că sunt cam prăfuite, frate, sunt sigilate și scrie pe ele că rezistă 737 de ani sau ceva de genul ăsta. Ziua cu numărul 30. Dude, oare când suntem salvați? Oh, nice, yes, am făcut rost de o grămadă de mâncare și lucrurile par să meargă bine, ia să vedem. Ma'am, something has infected Becky, my backup AI module. Oh my god. Becky needs a reboot. Oh lord. O să aibă loc o explozie, cred. O explozie va avea loc. Da. O explozie. Minunat. O să craftăm ăsta ca apoi să-l reciclăm și să facem mâncare. Asta nu e de bine. De asemenea, unde este... Dacă ne rănește, ne putem repara cu medkit-ul, nu? Oh my god, uite cine s-a întors! 38 de alea, deci practic 4 am înțeles. Nu-ți dă mâncare în expediții, dar faci rost de material de la cu care craftezi mâncarea. Am găsit o carte, un lighter. Oh, Emmet, săracul de el, dude. Ia mâncare, Emmet. Healthy week, ok. Putem să-ți dăm ăsta, dar nu sunt sigur dacă e atât de necesar. Tu ești ok, ești doar hungry, poți să mai reziști. Ce altă decizie avem de luat aici? It's back, whatever. Oh! Ah, firar! Hai să craftăm un dăla! Craft. Yes! O să craftăm pentru mâine o păpușă și când o să vină din nou transmisiunea asta, o să ne ducem cu păpușa acolo, poate o să fim salvați. Cât de tare ar fi asta să câștigăm de prima dată când... Da, bun, când jucăm jocul ăsta, am dat X aici, n-avem ce să facem, Emmet ești ok, hungry, loyal, weak, tired, loyal, weak, să sperăm că weakness-ul îi trece fără să-i dăm medkit-ul, pentru că aș vrea să păstrăm medkit-ul cât mai mult, știi, până când chiar suntem obligați să-l folosim. Origin location, oh, oh, doamne. Ok, Emmet e încă ok, o să-i mai dăm mâncare. Și nu s-a craftat încă... A, durează două zile până craftezi, firar, ok. Oh, lord. Ok, aparent puteam să mergem să lăsăm niște iteme la un ritual, dar noi nu avem ce să lăsăm, așa că... Stai o secundă, ești ok? Starving! Mâncare, ia mâncare, ia mâncare, ești ok, nu-ți fă griji. Ăla încă se craftează? Da. Următoarea zi, firar. Următoarea zi, nu mai avem ce să facem. Trebuie să mai craftăm mâncare, dar am craftat sock-puppet-ul ăla. Sock-puppet-ul! Ok, bun, acum avem. Când vine transmisiunea, putem să... Starving, loyal, hungry, weak. Oh my god, craft... Mâncare pentru mâine, știi ce o să-ți dăm și ăsta, dude? O să-ți dăm ăla și Doamne ajută. Oh my god, avem vizitatorii care, da, nu trebuiau să fie aici. Derlon Penguins, Captain the... Nu avem cu ce să ne apărăm, deci... O să, da, o să trecem peste. Să sperăm că nu o să fie the end ăsta. Să sperăm că nu o să ne rănească, pentru că tocmai am pus medkit-ul la... Ne-au distrus câteva lucruri care puteau fi folosite, firar să fie. Bun. Emmet pare să fie ok, dar este încă înfometat, deci o să-ți mai dăm mâncare, Emmet. Iar avem 18. A, mai putem să mai craftăm o de asta de mâncare. Ok. Ai o mașină, Oh, doamne! Ok, o să încercăm să ne apărăm cu lighter-ul, deși lighter-ul este stricat. Nu mai înțeleg, dude. De ce tot suntem atacați de diferite chestii? Ziua 35? Oh my god, ok. Species invade... Two-dimensional species invaded your ship. You could not... Ok. Oh. They could not handle the spotlight. Yes! Am scăpat de ei. Bun.
Haideți să sistem sock puppet. Putem să upgradăm sock puppet-ul? Hai să facem asta, de ce nu? Doamne ajută să fie ok. An alien vessel is approaching. The ship is rigged in a light show sync to the music. Ok. They're playing rockabilly. It is already grooving to the beat. The ring claims to be just dance lore tribe and for the best dancer is the galaxy. They're changing tribe to a dance-off. Ok, hai să ne folosim agilitatea pentru a dansa. Să sperăm că o să funcționeze. Iar tu cred că ai nevoie de niște mâncare și hai să dăm ziua următoare. O să upgradăm păpușa, pentru că nu știu exact de ce, dar dacă mai vine transmisiunea aia cu păpușa, s-o putem folosi să fie și upgradată. Oh, nice! Le-a plăcut aparent și ne-au dat... Nice! Ne-au dat niște de-astea, putem să mai craftăm mâncare. Nice, 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 nice. Oh! Yes! A venit din nou transmisiunea care ne cere păpușa. Hungry. Punem la craftat niște mâncare. Ok, și cred că asta e tot. Ziua următoare! Te rog să fie ceva, să fim salvați, nu știu. Ziua 37, ok. Hai să vedem ce s-a întâmplat. Rendezvous! You approach the location, have a soap up in your hand and exclaim, I am in, come in peace. A small, small metal figure step. Oh, nice! Ok, a venit un fel de... Oh, ok, aștepta pe altcineva. Ok, aparent era un robot care aștepta alt robot, dar... Poate vom fi salvați? Moral friend? Ce înseamnă chestia asta? Oh, Doamne, Hai să craftăm mai multă mâncare, pentru că vom avea nevoie. Îți este foame, deci o să-ți dăm ție de mâncare. Aici, can you hear that? It sounds like mosquitoes. E mosquitoes. Oh my god! Sunt țari roboți! Oh god, ok. Nu putem să ne apărăm, ei să fie! N-avem cu ce să ne apărăm împotriva țânțarilor robotici. Hai să vedem dacă... Ziua 38. Suntem încă în viață. Plus o supă. Ok. Deci nu s-a întâmplat nimic. Ok. Deci cred că acum e rândul tău să primești niște mâncare. Vom crafta altă mâncare pentru... Nu mai avem resurse, firar. Ok. Trebuie să reciclăm ceva care ne oferă... Handbook-ul. Yes, yes. Wait, handbook... Unde-i handbook-ul? E stricat oricum. Deci hai să-l reciclăm. Oh my god! Gândaci ăia doi ne fură energie și fac ceva! Dude, și-am rămas fără energie și nu putem să... Că n-avem cu ce să... Nu e bine, o să pierdem energie, nu știu, frate. Ziua 39, cred că e timpul să-l trimitem pe ăsta într-o altă expediție. Ok. Ei bine, cel puțin gândacii nu mai sunt pe aici. Nu mai avem ce să reciclăm, putem să craftăm niște supă, asta e bine. Iar astăzi cred că este ziua library village, ne dă materiale. Ok, vreau ceva care ne dă... știi ce o să încerc aici? O să încerc aici pentru că s-ar putea să facem rost de un pistol și avem nevoie de unul. Putem să luăm ceva? Absolut nimic nu avem. Ok. Deci du-te afară. Ce avem mai? Are meandering towards us. They are facing each other and appear to be fused at the hands. One is... Ce Dumnezeu? The druids are... Do you want to chat? Ok, putem să le dăm energie, supă,
Sau putem să-i lăsăm așa, n-am ce să le dau, trebuie să-i lăsăm așa, ziua următoare. Au venit niște roboți ciudați care aveau mâinile lipite și mergeau pe o parte și... Pare rău, n-am ce să vă dau. Bun. Deci, ok. Seeing human safety emotions. Ok, ce se întâmplă? Ce? Seeing humans as slaves to emotion, I do understand why Sheila came back to your advice on her romantic request. Is there any way to make a different robot love her? Or is it responsible? Ok. What do you feel is the best approach in a similar situation? Habar n-am! Cine-i Sheila? Că robotul ăla se numea altfel, se numea... Habar n-am, dude. Ok, crafting. Vom crafta asta ca să... Sau am putea să upgrade... Nu avem. Vom crafta, uite, chestia asta, astfel încât după aia să o... Da, să o stricăm și să facem mâncare din ea, pentru că așa funcționează. O să ia ceva timp, dar nu avem altă opțiune. Ziua 41. Ok. To fix another cause of her love for Dumbo, that's true. Ok. Ok, am ajutat robotul ăla. Cred că ăla o să ne salveze. My weather system are the... Oh my god. Și ce, nici măcar nu vreau să mai citesc. Adică n-am ce să fac, nu am chestiile necesare. Și aș putea să le... Upgrade, recycle și uite, ăsta îmi dă de asta de mâncare, știi? Când o reciclez, ai văzut? E simplu. Atât pe ziua de azi. Vreau să se întoarcă ăla de acolo ca să ne aducă un pistol. Dacă ne aduce un pistol, ziua cu numărul 42. Ok. Just to wait in the room. Ok. Nice, ok. Păi... E bine, atât timp cât sunt ok... Oh my god! Robotski și ce vrea? Nu am ce să-i dau, n-am niciunul din itemele astea, fi rar să fie! De iteme stupide, dude! Putem să craftăm... Oh, putem să-mi craftăm niște mâncare. Oh, nu mai avem resurse. Să sperăm că ăla se întoarce din expediție și aduce chestii bune, pentru că nu e de bine. Ziua 43. Tu te mai întorci acasă, mă? Nu s-a întors încă. Fii rar. Ok. Neinteresant. Captain, I found something interesting. It looks like somebody passed there. Playing a super-sized version of Tic-Tac Toe, but never... Ok. Ce se întâmplă? The game pieces consist of minerals that you can use. Oh, nice. Hai să luăm resursele, că sunt gratis, boss. La 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 la. Hai să nu reciclăm supa, iar tu cred că ai nevoie de mâncare. Deci, ziua următoare. Nu mai avem ce să craftăm, nu mai avem resurse, să sperăm că se întoarce asta mâine. Sau azi. Poate mâine. Ok, am luat niște de alea, bun. Acum putem să craftăm, uite, așa ceva. Și o să păstrăm mai aici ce se întâmplă. Stai așa. N-avem ce să folosim. N-avem ce să folosim, dar vom crafta bricheta sau... O să craftăm asta, ca să o avem data viitoare, da? Să nu uit, să nu stric chestia aia. Vom crafta banda adezivă ca să avem să-i o dăm robotului data viitoare când vine. Pentru că dacă ajutăm robotul ăla, cred că vom reuși să scăpăm. Hei, te-ai întors și pare ok și ai adus un pistol, exact ce voiam. Nice. Emmet is really tired și hungry. Am craftat... Așa, nu trebuie să reciclăm alea. Hai să craftăm... Nu. Hai să, ba da, hai să craftăm, uite, lighter, să avem și lighter-ul. Și problema e că nu mai avem mâncare, deci lighter-ul. Putem să craftăm atâtea chestii bune, dar nu-mi dau seama dacă... Avem nevoie de chestii bune în același timp, avem nevoie să le... Oh... Eu să... Oh! Ne poate mări puterea sau agilitatea? Eu cât de agil sunt? Stai așa. Acrobatic, clever, strength average. Ok, vreau mai multă putere atunci. Vreau mai multă putere. Așa. Și cred că asta e tot aici. Nu avem o de aia de crafting. Ziua următoare.
Bun, 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 bun. Ziua cu numărul 46. Wow! Suntem încă în viață, nu pot să cred. Ok, am făcut rost de un lighter. Oh, doamne. Hai să vorbim cu gândacii pentru că aparent... Oh, lord. Gândacii sunt... Sunt problematici. Dacă puteam să-i omor, o făceam. Hai să mai craftăm, uite... O, baterie, hai să craftăm baterie. Dude, rămânem fără mâncare. Ce am putea să stricăm pentru data viitoare ca să facem rost de... A, ganul se punea acolo. Bun. Cât de lung e E o oră. Este o oră. Wow. Asta e foarte interesant. Jocul ăsta ține mult mai mult decât 60 seconds, asta e clar. Suntem la ziua cu numărul 46, oameni buni. Totul pare să fie ok aici, în afară de faptul că murim de foame, deci ziua următoare vom mai avea ceva de craftat și vom începe să stricăm câteva lucruri. Poate vom face rost de niște mâncare. Pe met nu e prea ok. N-avem artefact, nu mă interesează. System unavailable, now crafting. Oh, bateria mai durează până... știi ce? O să te trimitem din nou în expediție, Emmet, și să sperăm că nu o să mori în timp ce te duci în expediție, pentru că știu că ești foarte slab și înfometat, dar Dumnezeu fie cu tine, da? Mai înțeles, Dumnezeu, sper să te aibă în pază, etc., etc., du-te și sper să nu mori. Bun! Ok, ziua cu numărul 48. Oh, lord, ok, am terminat de craft. Nu putem să craftăm mâncare. Ok, dacă reciclăm, bateria ne dă asta. Ok, o să reciclăm chestia aia. Oh, yes. Ok, o să-i dăm asta. Și asta este tot aici. Să sperăm că o să ne dea ceva. Dă-ne ceva, orice. Iisuse, murim aici, rămânem fără mâncare. Ziua cu numărul 49. A piece of document, ok. Oh. Ok, hai să craftăm niște mâncare pentru mâine. Și ce avem aici? Mai metal resistant. Oh. Hai să săpăm după ceva ce am găsit, aparent, deci ziua următoare. Trebuie să ne grăbim, frate, pentru că aparent durează foarte mult. Suntem la ziua cu numărul 50 și cred că nu e foarte ok în momentul ăsta treaba, pentru că nu prea mai avem multă mâncare. Ok. Ce? Cafea? Nu mi-a dat nicio resursă. Stop dancing and listen. This is a crisis. Oh, doamne. Some kind of toxin was found... Oh, no. Am găsit o toxină în cabină aici, în nava noastră spațială. Și nu avem cum să ne apărăm împotriva ei, aparent. Deci... Oh! Ce-i aia? Trouble, Space Pirates, Captain Space Pirates. Ok, o să folosim pistolul. Și hai să reciclăm. Nu avem ce. Hai să craftăm lighter, duct tape, orice, ok. Ziua următoare. Hai să vedem dacă ne apărăm cu pistolul împotriva piratului. Sper să nu stricăm pistolul totuși. Ziua 52, n-am murit, ok. Pistolul pare să fie ok. Shield me from the attack. The fact that you are winning armor is not diminish your heroic. Ok, ok. On the run! Nice! Ok, cool, cool. Oh my god, ce se întâmplă aici? Shall I get some tools? Well, eu sunt singurul rămas în cabină, deci bănuiesc că eu. Hai să reciclăm asta, să facem rost de asta pentru mâncare. Și ziua următoare. A venit robotul și zice că... Are nevoie de ajutorul cuiva, dar... Ziua 53. Ok.
The dragon thanks to the dinner and dance, the processor majority of the shell about is now covered with... Okay, nice. Am reparat robotul ăla, care era rănit de dragoste, știi? Oh my god. Nu putem să comunicăm cu creatura aia, pentru că... Da, ok. Upgrade. Craft. Craft, yes, ok. O să facem niște mâncare. Nu putem să facem nimic aici. Ziua următoare. Mă, da, se mai întoarce ăla. Știu că l-am trimis și parcă era starving, cred. Dar totuși, te rog, întoarce-te. Întoarce-te cu resursele. Asta mă interesează. Oh, doamne, țuca chiar, tata. Ce-i adus? 17 de asta, ok, putem să craftăm niște mâncare. O să-ți dăm de mâncare. O să punem ăsta la craftat mai multă supă. Iar tu, Emet, îmi pare rău, n-am mai putut să facem nimic pentru tine. A surge beneath the surface, seismic waves. Oh, doamne. Will you attempt the maneuver? Stai, ce? There's a better patch of rocky ground. If you can trust her to scoot into it. Hai să încercăm, de ce nu? Adică n-avem ceva, altceva mai bun de făcut, deci... Am tras maneta. Am crezut că o să-mi dea game over pentru o secundă. Oh my god. Emet, sau... Nu, iară tu, maimuță! Minunat. O să ne apărăm cu pistolul din nou. Hai să craftăm niște mâncare pentru mâine și asta a fost ziua. Te rog, apără-te. Ziua 56, ok. Ne-am apărat, suntem ok, am mai făcut rost de niște mâncare. Îți este încă foame, deci o să-ți dăm așa. Ăsta ce e? Captain? Oh! Ziua 57, n-am scăpat? Ce se întâmplă? The end! Oh my god! Tip! 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 Yes! Fuck! Fuck yes! What? Din prima... Am câștigat jocul ăsta din prima... Holy shit! Demon, son! Ei bine, ăsta a fost cel mai lung episod pe care l-am filmat. Eu mai bine făceam live cu jocul ăsta dacă știam că durează atât de mult. Dar o să ne revedem pe data viitoare când, Doamne Iisuse, cum poți să joci jocul ăsta pentru prima dată și să câștigi? Cum poți să joci Share Your Adventure sau End Adventure? End Adventure, I guess. Dude! Un rând de aplauze, oameni buni. Bun, deci vom pune capăt acestui mare episod aici, care este extrem de foarte lung. A fost cel mai lung episod pe care l-am făcut în ultimii 3 ani, probabil. Am câștigat, deci aș vrea să mulțumesc dihorilor că există și că... Nu știu exact ce fac dihorii și care-i scopul lor, dar mă rog, o să ne revedem pe data viitoare. Pa, pa! G2A, jocuri ieftine! Bleh!